Echipa Jandarmeriei Brașov a arborat astăzi drapelul național în Munții Retezat, pe vârfurile Peleaga și Păpușa, în cadrul a două ceremoniale militare organizate în memoria eroilor jandarmi români. Al șaselea vârf din cadrul proiectului inițiat de Jandarmeria Brașov, 2508 metri, vârf Păpușa, din masivul Retezat, arborând drapelul național în cinstea eroilor jandarmi de pretutindeni și aducând un pios omagiu jertfei lor pentru ca noi astăzi să putem să ne bucurăm de aceste lucruri frumoase pe care România le are. După primele două vârfuri, cele mai înalte din Munții Făgăraș și Parâng, în cadrul proiectului de suflet al echipei Jandarmeriei Brașovene, astăzi am urcat să arborăm drapelul național pe cel mai înalt vârf din masivul Retezat, în cinstea eroilor jandarmi. Activitatea face parte din proiectul inițiat în data de 26 iunie 2020 de Jandarmeria Brașov, când drapelul național a fost arborat pe vârful Moldoveanu. Proiectul constă în arborarea drapelului pe toate cele 14 vârfuri montane de peste 2500 de metri din România și are ca punct final data de 10 iunie 2021. Cu cele două vârfuri cucerite astăzi, echipa de jandarmi brașoveni a ajuns aproape la jumătatea proiectului, respectiv 6 vârfuri montane.